așa revenit la mine pe canal. Încep acest daily vlog un pic supărată de la dansuri, pentru că nu-mi ies mișcările ce să fac și sunt în parculețul de câi, îmi aștept câini. Ca de obicei, este întârziat și trebuie să aștept după el mult și bine. Așa că eu am ajuns în parculețul de câini prima. Sunt îmbrăcată azi de poveste. Mi-am zis să-mi dau masca jos cât timp vorbesc cu voi ca să mă vedeți la față, dar sunt tare supărată pentru că niciunul din dansuri nu mi-a ieșit azi și sunt supărată. Asta e cuvântul, sunt supărată, efectiv sunt supărată. Apoi eu port sandalele astea noi pe care nu le-am mai purtat. Le vedeți cu lap. Sandalele noi pe care le-am purtat până acum, ceea ce înseamnă că dacă port încălțăminte nou, am bătături noi și mi s-a făcut o dita mai blisterul, că nu sună frumos în română, și pe deget în interior și s-a spart în timpul dansurilor. Super drăguț, nu? Încep vlogul cu bine. Dar ziceam că m-am îmbrăcat așa. Pentru că și nu mă simt foarte bine. Asta e o bluză pe care nu v-am arătat-o, o cămașă de pe YSL. Nu v-am arătat-o pentru că am uitat. Am cumpărat-o pentru că îmi plăcea partea asta aici. Mi se părea super interesantă și de asta am cumpărat-o. Și credem eu că vine bine cu pantalonii ăștia. Probabil că vine, dar nu mă simt eu comod. Deci probabil o să ajungă pe la soara mea. Plus că mie nu-mi plac măștile. Cred că din generală, de când am fost terorizată cu uniformă, foarte uniformă, am o treabă cu cămășile albe, mi se pare că nu stă bine. Și acum la serviciu port uniformă, deci nu știu, dacă mă uit așa, mi se pare că sunt, nu știu, parcă sunt pregătită să merg la un interviu. Dar așa, ei, sunt pregătită de party. Da, încerc să fac și eu situația asta mai bună, că sunt supărată de la dansuri, că nu mi-a ieșit. M-am uitat la clipul, nu pot să postez nimic. De fapt, m-am uitat în mare la clip, dar nu-mi place. Și da, cum ziceam, îmi aștept câinii. Că o să aștept mult și bine. Dar asta e, măcar stau la umbră, stau în parculeț. Să zic că respir aer curat nu prea pot, că sunt într-un par de câini. Și mi-a rău, nu-i prea curat sau prea proaspăt. Dar e bine. O să vă iau cu voi, nu să vă iau cu mine azi, pentru că ce o să facem azi? Am văzut săptămâna trecută un restaurant super drăguț și vreau să zic și care este și pet friendly, pe chiar are reducere dacă te duci câinii. Deci o să mergem acolo mai târziu. În timpul dansului mi s-a rupt unghia. Au, că nu era suficient de dureros, nu? Super. Da. Asta e atâtul până acum. Când vin prințișorii, când îmi vin bebelușii, mai vorbesc cu voi atunci. Gata, voiam să vă arăt că Rosie era ținută în brațe, dar n-a vrut camera să mă ajute. Acum ia să vedem dacă ei știu că eu sunt aici. Îi las, să vedem dacă să-și dea seama că sunt și eu aici. Mă rog, punem blur pe Cookie. Mă vede? Am văzut. Sau nu? Nu m-a văzut. E bine, nu mă recunosc. Gata? Te-ai săturat? Gata? Ne-am săturat? Oh, you want more water? A venit un corgi și nu prea place de el, că e prea mare pentru ea. Și tot mirosea că e băiețel. Nu cred. Vine un câine care e în geantă pe roție, uitați-l. Vreau să fac challenge-ul ăla în care pui câinele în mijloc și alegați în părți diferite și vedeți unde la cine vine câinele. Dar și cred că știu la cine. Rosie mă iubește pe mine mai mult, dar dacă o cuc eu să ducă la Jason, atunci să se ducă și ea la Jason. Dar să vedem dacă e așa sau nu. Deci, cum așteptam, Rosie a venit la mine, dar după când a văzut că domnul Cookie nu vine și el, s-a dus la Cookie. Și am o chestie, lui Rosie îi plac câinii albi, ia vedeți, dar lui nu-mi permite de ea. Îi plac câinii albi. Hello!
Ia uite ce drăguț am aici. Oh, Doamne, ieri era unul din câinii din geanta cu perotile. Mai are încă un frate portocaliu. Ești fetiță sau băiat? Nu știu, cred că e fetiță. Cred. Dar ce dulce e, Doamne. Așa sunt. Și bainu? Da, așa cred. Mi-era un pic frică pentru că sunt cam agresiv cu ceilalți câini, dar e ok. Dar s-a strâmbat un pic la Rosie și atât. Ah, ce drăguță e! Da, îi plac în el. Suge după toți câinii el. Toți câinii el pe care îi vede, e și ea acolo. Cookie era făcea așa cu pudelii, acum nu mai face așa cu niciunul că o are pe Rosie și deci nu mă mai interesează. I play it back when it's over. The back when it's over. Back when it's over. I want back when it's back when it's over. The way you touch my shoulder. I want back when it's over. The back when it's over. Try to walk straight but I'm stumbling down. Try to walk away but I'm coming back now. I knew I needed a shield but I didn't know how. Why I tried so hard. Don't know what to do when it's making me cry. Don't know what I feel, I don't understand why. I needed you but I didn't know why. Now you're leaving. Girl, I know I'm not much better than before. Oh, I'm trying to tell you something. Cum stai, Rosie? Uitați ce mai, am mers 5 minute așa cum e. E prea grasă și este foarte cald și nu-i place, dar uitați ce mai. Uitați ce fel mai. Wow! Tată! N-are treabă, n-are treabă. Uitați ce face fața are. Bună, continuăm acest daily vlog pentru că este miercuri și este ziua lui Buddha, deci este o sărbătoare națională și avem liber și mă bucur pentru că am avut și eu timp să fac niște chestii, cum ar fi să filmez clipul pentru săptămâna viitoare. Acum, suntem pe picior de plecare și pe picior de întârziere. Mergem mai întâi la frizerul de câini să-i lăsăm pe câinii noștri care au mare nevoie, în special Cookie, de o tunsoare și probabil când îl luăm arată ca un ogar. Dar e ok. Iar Rosie e foarte fluffy și pare grasă și apoi o să vedem la final dacă este grasă. Este. După ce o să se tundă, ea o să fie super drăguță pentru că pe ea mereu tunde drăguț, dar pe Cookie niciodată nu tunde drăguț. Dar asta e și din vina lui pentru că își mănâncă părul de pe picioare și vina noastră că nu-l pieptăm la suficient de des încât să aibă părul perfect. Deci da. Vorbim cu voi pe drum pentru că după asta facem o chestie super drăguță, sper. A plecat Jason cu câinii prima dată pentru că trebuia să ajung acolo la 2 și mai sunt gen 10 minute până la 2. Dar cât a plecat el și mai am un pic de timp liber, vreau să vă arăt ce gentuță adorabilă, adică sper să fie adorabilă, mi-am comandat ieri. Așteptați. O mică povestioară, da, în colțul ăla am foarte multe haine. Tocmai ce am terminat de filmat un try on haul. În o mică povestioară, acum 2 zile mi-a apărut pe Instagram o reclamă de la Zalora. Reclamă de la Zalora în care erau gentuțe de la Fancy Rosie. Eu credeam că asta e colecția, că se numea Fancy Rosie pentru că totul era roz. Și mi-a tras atenția, așa că am intrat. Și atât, deci Fancy Rosie asta este aparent un brand din Hong Kong. Din Hong Kong, cred, nu știu. Care se vinde pe Zalora și un brand care are produse foarte potrivite cu numele. Iar eu m-am îndrăgostit iremediabil de o gentuță. Gentuță pe care inițial nu voiam să o iau pentru că mi se părea super mică și prea scumpă pentru ceea ce era, dar am zis totuși, hai să descarc aplicația Zalora, am făcut-o și apoi mi-au dat ei o reducere de 60 și ceva de lei și am zis, e semn că trebuie să-mi comand gentuța,
Așa că, ia uitați-o. Și este mai mare decât credeam eu că este. Credeam că o să fie, nu știu, ceva de genul. Deci mă bucur că îmi încape și camera și telefonul și portofelul. Ce-a zis? În gentuță. O să port azi. E super, super, super drăguță. Chiar în dimineața asta mi-a venit. Am comandat-o ieri. Și îmi ziceau că o să vină săptămâna viitoare. Eu v-am zis că livrarea e super rapidă în Hong Kong. Și azi a venit. Azi dimineață am auzit sunirea și eram de la ce e. Așa este această minunăție. De fancy rosy. Și este culoarea asta, nu este roz? Cumva se aștepta. Oh, cât de frumoasă este. Cât de frumoasă este. Deci cât de încântată și cât de fericită sunt că am luat-o. Uitați-o, deci e superbă, nu-i așa? Detaliul ăsta face totul. Treaba asta, perluțele astea și fundițele astea și culoarea. Mi se pare că vine atât de frumos, este un roz foarte pal. Fundițele sunt un roz foarte pal. Mi se pare că vine atât de frumos culorile astea. Superbă, superbă. Și aici avem carton țări. Fain, nu? Să păstreze forma. Ambulanța, așa face inima mea de fericire. Așa arată în interior. Mai are un buzunăraș mic aici. Și încă unul aici cu fermoar chiar. Ok. M-aș uita să fie mai mică, deci mă bucur. Mă bucur că am luat-o. Sunt tare, tare încântată. Să vedem cum e. Ce fericită sunt. Aici cred că trebuie pusă. Bă, cum vi se pare? Deci mi se pare atât de frumoasă. Așa neguță. Ok. Și mărimea perfectă, ok. Nu o să-mi încape mie ochelarii de soare, dar e atât de frumoasă. Atât de frumoasă, uitați. Frumoasă, frumoasă, perfecțiune. Da. O să fiu o mică zână azi. Nu mai dau rost, așa o țin. E superbă! Bună! Sunt în stația de metro. Îl aștept pe Jason, ca de obicei, mereu e întârziat, a lăsat câinii la frizer și apoi s-a dus la cumpărături între timp. Mi-a zis să ne întâlnim la 2:30. La 2:30 fix, în stația de metro. El e în H&M, probează cămă și mă întreabă dacă s-o cumpere sau nu. Acum am Jessica. Și urmează să mergem la o cafenea. Wow! Sper că m-au auzit. Urmează să mergem la o cafenea extrem de drăguță. Am făcut și rezervare să avem locul cel mai bun, dar au zis că nu pot să promite nimic. Deci eu sper că totul o să fie bine și că o să am locul cel mai bun și că o să fac niște poze minunate. Pentru poze în acolo. E o cafenea super drăguță, nu este roz, dar sunt eu roz, așa că compensez. Dar e o cafenea super, super, super drăguță. Sper să arate la fel de bine și în realitate pe cât arată pe Instagram. Cafenea tot la fel, recomandată de Instagram. Bună, am ajuns la cafenea și deja sunt nervoasă, supărată, pentru că am specificat că vrem loc la tram. Ne puseseră lângă ușă prima dată și am zis că nu aștept până e locul liber la tram. Și încă tot nu e loc liber la tram, așa că vreo 10 minute și am luat loc aproape de locul de la tram. Acolo vrem să mergem. Și acum tot trebuie să așteptăm ca să ne mutăm acolo. Lay it back when it's over. The way you're touching my shoulder, I wanna tell you, baby, what I'm thinking we could be. Back when it's over. The way you're touching my shoulder, I wanna tell you, baby, what I'm thinking we could be. Gata, după mai bine de
40.000 de ciudad. Am luat locul de la jos, între plante, chestii. Mi-am făcut 100 de poze, dintre care probabil să puse una, maxim două, dar cred că una, pentru că sunt foarte asemănătoare. Mâncare este rece, că am comandat de mult timp, dar ce să mai am locul de la jos, am locul de la jos. Sunt fericită, sunt fericită. Atunci, să trecem la treabă, să mâncăm foarte bună, ca merit mâncarea asta. Don't you tell me that you want me back now. Want me back now. Cât timp așteptăm ca Rosie și Cookie să fie prezați, am intrat într-un mall în care n-am mai fost până acum. G3 Play se numește și e un mall cu de toate. Și am găsit, am văzut că este pet friendly, dog friendly. Super mulți cățeluși sunt în mall-ul ăsta. Sunt așa de drăguți. Și mă cer cu domnul ăsta pentru că vrea să-și cumpere jucării inutile. Și eu vreau să-i arunc Ariel un colț în casă, care e mereu dezordonat și are lucruri de un milion de ani acolo și ocupă spații degeaba și eu vreau să le arunc de el, mai cumpără chestii ca să le pune acolo. Really interesting, eh? Yeah, it's a restaurant, right? Ah, am zis, e restaurant, un restaurant cu jocuri. Ha, foarte interesant. Și e zona cu jocuri. Oles, lembuie, ciusu. Mai multe jocuri. Și cățeluși, mi-a trecem pe lângă unul. Look. Da. Acum trecem pe lângă el. Acolo, l-a văzut super mult cățeluși pe aici. Și de obicei îi lasă cățelușii doar... încă doi. Îi lasă doar afară, la restaurantele de afară, dar aici sunt liberi. Uite cât de câți cățeluși sunt acolo, doi. Și mai sunt încă aici, încă doi. Sau trei. Doi, erau păpuși. Cu jucării. Nu mă interesează jucăriile. Totoline. Arată super interesant locul ăsta, vă mai filmez eu așa să vedeți. Sunt gata prințișorii și mergem să-i luăm acum, să-i recuperăm. Când a lăsat-o Jason pe Rosie acolo, i-a zis-o tundă ca data trecută, dar data trecută a fost o să prea scurt. Acum tot la fel de scurt o să fie. N-aș fi vrut să fie trusa atât de scurt, dar Jason a dat indicații proaste. Data viitoare, asta e, am văzut și chiar e tunsă ca data trecută, că ne-am trimis și un video, mereu ne-am trimis poze sau video cu ei. Și i-a pus în aceeași pușcă de data asta. Cookie e scurt, dar ce vă mai povestesc eu, că o să-i vedeți în câteva secunde. They don't recognize us. Cookie, Lucy. Uite-ți aici un adorabil. Ce-i mei? Cookie, Lucy. Hey, look at this one, so cute. Avem o vulpiță aici. Și aici, o făcuță. Hey, Cookie. Ah, so cute. Bună, Cookie, o oiță tunsă. Bună. A câinii, mi-a schimbat câinii, uitați-vă de ce. Water. Nu-i mai recunosc, ia, water, de un water. Amândoi sunt, oh, doamne, arată ca un ursuleț, iar Cookie nu știu ce arată, dar nu mai are păr deloc, dragul de el. Deloc.
deja pe picior de plecare pentru că o să încep să filmez vlogul ce va intra săptămâna viitoare. O să fie niște chestii drăguțe, călătorie, gen. Călătorie cât se poate. Deci vreau să-mi iau la revedere de la voi. Vă mulțumesc că v-ați uitat, vă mulțumesc că ați rămas până la final. Dacă ați rămas până la final, aș vrea să știu asta. Așa că lăsați-mi 3 inimioare roz. Mulțumesc. Știți, dacă v-a plăcut clipul ăsta, știți ce aveți de făcut. Like, subscribe, abonați-vă. Like, subscribe, abonați-vă, bravo. Vreau să zic, părniți clopoțelul ca să fiți notificați de fiecare dată când postez. Și rămâneți pe aproape să ne vedem și data viitoare. Pupici!